Muzeul Național Cotroceni, în colaborare cu Ambasada Republicii Tunisiene, organizează expoziția de pictură intitulată La Gueule de Tunis, cu ocazia celebrării Lunii Francofone. În cadrul expoziției vor fi expuse un număr de 10 tablouri care aduc în prim plan arta autentică tunisiană. La sfârșitul vernisajului, studenții Universității de Muzică din București vor susține un recital cameral. Doamnelor și domnilor, bună seama! Vă mulțumesc că sunteți alături de noi în această seară, la un eveniment cu o dublă semnificație. Suntem în apropierea Zilei Naționale a Republicii Tunisiene. Și un alt eveniment important este că ne aflăm în lumea francofonie. În fiecare an, la 20 martie, se sărbătorește din 1970 încoace Ziua Internațională a Francofoniei. Așadar, sunt cel puțin două motive pentru care mă bucur că am realizat acest parteneriat între Muzeul Național Cotroceni și Ambasada Republicii Tunisiene în România. Și suntem astăzi în prezența unui eveniment care a mai fost itinerat și în alte țări, în fața acestei micro-expoziții. La prima vedere par puține tablouri, numai că ele sunt semnate de câțiva reprezentanți dintre cei mai importanți ai curentului artistic Școala de la Tunis. Este un curent artistic care a apărut după cel de-al doilea război mondial, care a încercat să combine teme ale creației populare tunisiene într-o imagine și cu ajutorul unor tehnici variate. Este un curent care, prin cei mai importanți reprezentanți ai săi, care se află și astăzi reprezentanții în expoziție, au încercat să revalorizeze patrimoniul cultural tunisian, un patrimoniu extrem de bogat și variat. Să nu uităm că o serie de monumente din Tunisia se află și număr destul de mare pe lista patrimoniului UNESCO. Așadar, sunt, cred că, cele 10 tablouri ale celor mai importanți reprezentanței Școlii de la Tunis pot să vă dea o imagine asupra tradiției artelor populare și mai tunisiene. Și mai este un lucru demn de remarcat și de ilustrat prin această expoziție. Majoritatea reprezentanților acestui curent artistic au expoziții personale și de grup, nu numai în Tunisia, ci și pe toate continentele lumii. Sunt artiști care de-a lungul întregilor activități au dobândit o recunoaștere la nivel internațional. Sunt artiști, câțiva dintre ei, care sunt astăzi în lumea artistică internațională extrem de ușor de individualizat prin tehnica folosită în artelier a subiectul ales. Mă refer aici, de exemplu, la această tehnică care ne îndreaptă foarte ușor din vedere stilistic către orașul Lumină. Iată că ei au reușit atât timpul să impună acest curent la nivel național și internațional. De-a lungul timpului mi s-au adăugat și alți artiști de pe alte continente. Astăzi sunt reprezentați în muzee și galerii, atât din țară, cât și din marile muzee de pe întreg continentul și lumea. Mă bucur că am reușit astăzi, deși nu cu un număr foarte mare de exponate, dar cu un număr valoros de tablouri,
să prezentăm o parte din cultura tunisiană contemporană și anume din arta tunisiană contemporană. Au fost aceste două momente și sunt încă care ne-au oferit un prilej extrem de important în a relieva un simt cultural între România și Republica Tunisiană. Îi mulțumesc doamnei ambasador, mulțumesc echipei care a lucrat pentru realizarea acestei expoziții și o să vă rog să-mi permiteți să-i dau cuvântul în continuare Excelenței Soare doamnei ambasador pentru a ne spune câteva cuvinte despre colaborarea și expoziția noastră de astăzi. Merci beaucoup, merci madame la directrice. Je voudrais vous dire que je suis heureuse d'être parmi vous ce soir et je suis fière d'être là, d'avoir collaboré avec madame la directrice Adina Lenzer, directrice du Musée national de Cosmochène. Et je suis vraiment fière d'être là avec vous dans ce salon magnifique, salon tcherkesse du Musée national de Cosmochène. Je voudrais vous dire que j'ai peut-être pas une fois d'être là, parce que cet après-midi, une attaque terroriste proche a visé un très beau musée tunisien, le musée du Bardo. Je voudrais donc avoir une pensée. Cet incident est maintenant clos. Les forces antiterroristes tunisiennes ont eu raison des terroristes. Il y a eu des morts, malheureusement. Et je voudrais vous inviter à avoir quelques instants pour que une pensée très forte, très émue pour les victimes. L'ambassade de Tunisie a mené à bien ce projet.
Mais je dirais que pour Gouriev, cette participation est naturelle. Naturelle et évidente. Parce que la Tunisie a contribué, comme le Sénégal et le Niger, à la création de notre grande famille de la francophonie. Le président tunisien, Habib Bourguiba, qui bien sûr a contribué à la modernisation de la société tunisienne, fait partie, tout comme le roi de la et monsieur aussi Amélie Bourri, a créé notre francophonie. Ils sont tous les trois les pères fondateurs de notre organisation. Donc c'était la raison pour laquelle il nous semblait évident que nous devions soutenir et accompagner ce projet. Parce que nos pères fondateurs, ils ont œuvré pour faire en sorte que nous ayons une francophonie au service de la population, mais une francophonie au service du rapprochement des peuples dans le cadre d'un dialogue permanent des civilisations. Et aujourd'hui, on peut mesurer encore davantage qu'il est important dans nos sociétés d'œuvrer pour le rapprochement interculturel et de faire en sorte que par le respect et le partage des cultures, culture avec S, nous devrions ensemble pour un monde plus juste et plus humain. Merci, je suis ravie de voir que vous êtes venus tous aussi nombreux aujourd'hui. Et moi, je suis également ravie de pouvoir découvrir ces œuvres qui, à mon avis, n'ont jamais voyagé en dehors de Tunisie. Donc, c'est une première fois à Paris, mais la première fois, on va dire, en Europe centrale et orientale. Merci. Și contribuit la realizarea acestui eveniment. Ne-am asigurat că nu va fi ultimul din seria colaborărilor noastre. Permiteți-mi să dau cuvântul doamnei profesor Bianca Manoleanu, decanul Facultății de Interpretare Artistică din cadrul Universității Naționale de Muzică din București. Pentru să vă spune câteva cuvinte despre programul muzical inedit și instrumentele aferente acestui an pe care îl vom aduce în această seară.
Thank you.
Excelența voastră, ce înseamnă această expoziție ce are loc la București pentru cultura Tunisiei? Înseamnă mult pentru relațiile noastre, pentru imaginea Tunisiei aici în România. Noi suntem aici, ca și diplomați, suntem aici pentru a promova colaborările dintre persoanele de afaceri. Suntem aici pentru a promova comerțul, dar dacă nu cunoști persoanele care vrei să faci comerț, dacă nu le știi cultura, atunci nu se poate stabili niciun fel de legătură relațională sau de încredere între oameni, fie ei oameni simpli. Așadar, noi am crezut că ar fi un proiect frumos, nu doar pentru afaceri și bunuri transportate de la țărmul mediteranean la Marea Neagră. Ar fi frumos și, de asemenea, ar fi o idee bună ca și frumoasele imagini și idei să plutească înspre țărmul Mării Negre de la Marea Mediterană și cred că este interesantă pentru oricine să vadă ce produce cealaltă țară, care este cultura. Aceasta este partea moștenirii noastre, partea culturii tunisiene. Este o mișcare care și-a lăsat amprentele în pictura din Tunisia, din școala tunisiană, care este foarte importantă. Oamenii câteodată definesc artiștii, își definesc arta în funcție de viziunea lor, pro sau contra, pentru că acum, normal, avem școli diferite, nu numai școala din Tunis, de aici a pornit totul, de la arta figurativă, de la mijlocul secolului trecut. Deci, ce doriți să promovați prin expunerea acestor picturi? Una dintre idei este diversitatea culturii tunisiene, faptul că mulți dintre artiști ce fac parte din această școală sunt tunisieni, francezi, creștini, musulmani, evrei. Deci vreau să punctez faptul că Tunisia are o cultură deschisă, are o concepție modernă și mi-ar face plăcere să invit publicul român să afle mai multe despre aceasta. Ce părere aveți despre melodiile tradiționale tunisiene cântate de studenții Universității de Muzică din București? A fost chiar o aventură. Nu am știut ce o să produc această colaborare între școală și ambasadă. Noi pur și simplu am avut o idee să contactăm una dintre instituțiile noastre, una dintre cele mai bune instituții de muzică, și așadar ei ne-au dat partitura lor și am devenit curioși să vedem ce o să facă studenții români cu ea. Eu am avut un fel de neliniște pentru că mi se spusese că instrumentele nu sunt instrumente clasice precum vioara, dar după ne-am gândit, ei sunt tineri și ideea de tineri ce reinterpretează muzica tradițională, culturală, este foarte atrăgătoare și rezultatul a fost frumos, a fost foarte frumos. Deoarece pentru mine a însemnat faptul că ei sunt sensibili, curioși și rezultatul a fost pur și simplu uimitor. Așadar, vedeți o colaborare cu românii în viitorul apropiat? Da, normal, pentru că le-am vizitat Universitatea Națională de Muzică și ideea mi-a venit de acolo, pentru că Tunisia are acest interes să coopereze și acum a ajuns să vezi ceva foarte concret, precum un proiect ce continuă să se desfășoare și pentru mine asta este foarte interesant. Thank you very much. Merci à vous. Ce înseamnă pentru Muzeul Național Cotroceni colaborarea cu ambasada Republicii Tunisia? Este un proiect nou și într-un fel inedit. În ultimii ani am avut colaborări cu ambasade, să spunem, dintr-o altă zonă geografică. Și m-am gândit că publicul ar dori să cunoască și câte ceva din cultura și tradițiile Republicii Tunisiene. Și a mai fost un lucru care m-a determinat să fac acest lucru. Faptul că pe lista monumentelor UNESCO sunt cel puțin 10 monumente care aparțin acestei țări, Republicii Tunisia. Asta înseamnă că există o preocupare pentru patrimoniu
Asta înseamnă că tradițiile, arta și cultura au un rol foarte important și atunci mi s-a părut de bun augur ca o parte din artă, din muzică, din tradiții să fie astăzi în preajma aniversării Zilei Naționale a Republicii Tunisia și la Muzeul Național Cotroceni. Să nu uităm totuși că expoziția rămâne, microexpoziția rămâne aproape o lună pe simezele muzeului și că oricine vine să vadă muzeul poate să afle și o parte din acest curent artistic care se numește Școala de la Tunis. Cum ați descrie acest curent Ecole du Tunis din punct de vedere tematic? Ce credeți că dorește să promoveze? Ceea ce este foarte important și cred că am încercat să spun și în deschiderea expoziției este faptul că cei mai de seamă reprezentanți care sunt aici în expoziție nu au neapărat studii în domeniu. Dar sunt oameni care, având un talent deosebit, de exemplu, către pictură, către desen, către arhitectură, către lucrul în piele, în lemn, în materiale din care pot să renască o artă, au urmat apoi, după ce și-au dezvoltat aceste abilități, au urmat în cele din urmă studii de scurtă durată în domeniul artelor plastice și ajungând să facă parte din acest curent artistic, au reîncercat prin toate metodele pe care arta le pune la dispoziție să reinterpreteze și să pună în valoare un patrimoniu cultural extrem de bogat și de variat. Au încercat să reinterpreteze arta populară tradițională din Tunisia, dar fără să în același timp idealizând puțin toată această prezentare a artei. Deci au reinterpretat-o și într-un fel au idealizat-o. Este ceea ce numim astăzi așa, au prezentat-o într-un mod artistic foarte frumos. Deci considerați că studenții Universității de Muzică s-au descurcat bine în interpretările melodiilor tradiționale din Tunisia? Da, s-au descurcat foarte bine, nu bine. Ei au câteva concerte la activ în reinterpretări tradiționale ale mai multor țări. Astăzi a fost o parte din ei, dar ansamblul este mult mai mare. Eu îmi doresc să am tot ansamblul aici și să avem un concert cu reinterpretarea anumitor partituri muzicale din diferite zone ale lumii, ceea ce sigur ar fi un melanj artistic foarte interesant într-un spațiu în care să nu uităm că pe vremuri aici pe aici a trecut Enescu, să nu uităm că regina Elisabeta iubea arta, muzica, așadar există o întrepătrundere a artelor care conferă o altă dimensiune acestui spațiu, dincolo de cea de muzeu. Ce expoziții mai plănuiți să afișați în viitor la apropiat, în muzeu? Pentru perioada următoare, și asta numai de vreme de luna mai, avem o expoziție dedicată regelui Ferdinand, o mare expoziție dedicată regelui Ferdinand, regele Ferdinand, un bun român, pentru că anul acesta se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui. Mai avem o expoziție de artă decorativă, o expoziție de autor, dar deocamdată în imediata apropiere a timpului avem câteva concerte. Concertul de săptămâna viitoare dedicat împlinirea 18 ani de când s-a lansat în România, de fapt de când s-a lansat Radio România Muzical, un concert de Ziua Europei, concertul de Paște, așadar muzica la palat.